Salutare tuturor! Astăzi vom vorbi despre intențiile tactice ale rușilor la nord de Kharkiv și despre încă un avion rusesc doborât de deja faimoasa brigadă ucraineană 110, al treilea în ultimele două săptămâni. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, trupele ruse par să creeze o zonă tampon în regiunea Kharkiv, în loc să avanseze în adâncime. Pe 13 mai, trupele ruse au continuat ofensive semnificative din punct de vedere tactic în nordul și nord-estul orașului Kharkiv și în prezent par să acorde prioritate creării rapide a unei zone tampon de-a lungul graniței cu Ucraina. La aceste concluzii au ajuns experții militari, ținând cont de ritmul relativ rapid al înaintării trupelor rusești în Vovchansk și de rapoartele privind distrugerea mai multor poduri peste râuri cheie. Institutul pentru Studiul Războiului a remarcat că forțele ruse încearcă să creeze o zonă tampon și să nu împingă în adâncime, așa cum a estimat anterior institutul. Nou-numitul secretar al Consiliului de Securitate al Rusiei, Sergei Shoigu, a participat la prima sa întâlnire în calitate de secretar pe 13 mai, pe fondul unor rapoarte persistente conform cărora președintele rus Vladimir Putin se concentrează pe mobilizarea economiei rusești și a bazei industriale de apărare pentru a sprijini războiul prelungit din Ucraina. Decizia lui Putin de a-l înlătura pe Shoigu din funcția de ministru al apărării rus pare să fi deschis, de asemenea, ușa pentru plecarea anumitor persoane asociate cu Shoigu din Ministerul Rusesc al Apărării, probabil una dintre consecințele preconizate ale recentei remanieri în guvernul lui Putin. Ziua 811 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 14 mai 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei pe scară largă asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la aproximativ 485.430 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi extrem de mari, pierderi grele pe frontul din Ucraina, între care 1.400 de militari, 11 tancuri, 43 de vehicule blindate de luptă, 28 de sisteme de artilerie și încă un avion Su-25. Așa cum vă spuneam, cred că cifrele pierderilor vor continua să fie destul de mari, pentru că, pe de o parte, Ucraina nu mai face economie de muniție, iar planurile lui Putin sunt cam ambițioase, mult mai ambițioase decât profesionalismul armatei rusești. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Soldații faimoasei deja de acum brigăzii ucrainene 110 au doborât ieri încă un avion Su-25 rusesc. Pe 13 mai, luptătorii antiaerieni ai brigăzii 110 mecanizate separate au distrus un Su-25 rusesc în direcția Donetsk. Acest lucru a fost anunțat pe conturile de Facebook ale brigăzii 110, pe contul statului major al forțelor armate ale Ucrainei și de către președintele Zelenski într-o adresare de ieri seară. Al treilea avion în două săptămâni. Luptătorii antiaerieni de neoprit ai brigăzii 110 continuă să facă ravagii. Astăzi au distrus un alt Su-25 al rușilor. Din informarea statului major al forțelor armate, s-a știut că avionul a fost doborât în direcția Donetsk, iar Zelenski a mulțumit de asemenea luptătorilor antiaerieni pentru munca lor. Nu ar trebui să existe un loc sigur pentru ocupant pe pământul ucrainean și pe cerul nostru. Vă mulțumim astăzi pentru încă un Su-25 rusesc doborât în regiunea Donetsk. Bravo băieți! Bravo băieților din brigada 110 separată mecanizată! Pe 11 mai, personalul militar ucrainean din brigada 110 separată mecanizată a doborât un avion rusesc de atac Su-25 în direcția Avdiivka. Cea de-a 110-a brigadă mecanizată separată, numită după colonelul general Mark Bezruchka, și-a anunțat revenirea în pozițiile de luptă după o pauză de 2 luni, pe data de 2 mai 2024. Înainte de asta, ea a apărat Avdiivka timp de 2 ani. Asta da brigadă profesionistă.
felicitări și la cât mai multe avioane rusești doborâte. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta!